La final de Brumar, ninsorile și-au făcut apariția și la Medgidia. Autoritățile locale spun că nu au fost luate prin surprindere. Reprezentanții serviciului de dezăpezire au lucrat la foc continuu pentru a asigura circulația autovehiculelor. S-au împrăștiat tone de material antiderapant pe străzile principale, dar și pe cele intens circulate. Am intervenit cu 4 autospeciale, din care 2 cu material antiderapant și toate 4 autospeciale aveau lamă. Încercăm să ținem în stare de funcționare străzile principale, drumurile principale de acces, Independenței, Poporului, cele care urcă și coboară către Orașul Nou și către intrările și ieșirile din oraș, până la oprirea ninsorii, după care vom intra pe fiecare stradă în parte. Autoritățile locale asigură cetățenii că vor interveni cu promptitudine ori de câte ori situația o va impune și speră ca sezonul rece să fie unul fără incidente. Să fie precauți în trafic, să circule cu viteză redusă, să folosească frâna de motor, tot ce trebuie, mă rog, șoferii știu foarte bine ce au de făcut, să nu încerce depășiri ale utilajelor de dezăpezire, adică să respecte în trafic utilajele de dezăpezire, să ne putem face treaba și unii și ceilalți. Meteorologii anunță că va urma o perioadă fără intemperii și depuneri de zăpadă, însă se așteaptă o iarnă grea cu ninsori abundente.